Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție de Săptămâna de Fotbal. Aceasta va fi dedicată fotbalului spaniol și acelui german. Alături de mine este Mihai. Te salut! Salut, Tudor! Să începem cu fotbalul din Spania și cu marea câștigătoare a acestei etape, cu Real Madrid, care a câștigat pe teren propriu cu 3 la 0 partida cu Elche, goluri marcate de Yaramendi, Bale și Isco. Mihai, cum ți s-a părut acest meci? Real Madrid a pornit destul de greu. Elche a stat bine în teren. Ce aș nota eu, aș zice că s-a văzut absența lui Luka Modric, care a fost suspendat dând un cartonaș galben intențional la Getafe pentru a fi apt în derbiul cu Atletico de duminică și s-a părut că s-au chinuit în primul rând fără Modric și de-abia apoi aș nominaliza și absența lui Cristiano Ronaldo la ultimul meci în care a fost suspendat. Au deschis scorul un pic norocos prin Yaramendi. În repriza a doua, Realul în unele momente a suferit și poate cu ceva șanse el ce ar fi reușit să egaleze, însă a venit acel șut fenomenal al lui Gareth Bale de 2-0, iar după apoi la intrarea lui Isco, imediat după golul marcat de jucătorul galez, în ultimele 20 de minute a zburat pe teren, a și reușit să marcheze și astfel până la urmă cele 3 puncte au rămas pe Santiago Bernabéu. Da, iar Yaramendi a marcat, iar jucătorul venit de la Real Sociedad în această vară impresionează, cu toate că a fost destul de criticat pe parcursul acestui sezon, fiind considerat un jucător care nu se ridică la valoarea lotului și la nivelul pretențiilor lui Real Madrid. Ție cum ți se pare acest mijlocaș central care l-a substituit foarte bine pe Modric? Dar zice că, sigur, sunt multe 40 de milioane plătite pe un jucător de asemenea profil, dar cred că în viitor va fi de mare folos, pentru că Xabi Alonso nu cred că poate să ducă mai mult de două sezoane și cred că atunci va fi de mare folos și mai ales anii aceștia petrecuți de Asier Yaramendi alături de Xabi Alonso îi vor fi de folos. Da, a fost cel mai bun jucător de pe teren. Cum ai spus și tu, l-a substituit pe Modric, dar totuși i-am simțit lipsa croatului, pentru care glezna mai fină și scoate și mai bine adversari din joc, are mai bună ultimă pasă, iar Amendi dă un echilibru mai bun echipei. Trecând la concitadinii celor de la Real Madrid, la Atletico Madrid, aceștia au avut un meci uluitor la Pamplona, care echipa locală Osasuna a câștigat cu 3 la 0 și eu zic că este o surpriză destul de mare, în ciuda faptului că echipa din Pamplona a mai avut câteva rezultate extraordinare și surprinzătoare în ultimii ani și chiar și în acest sezon. Crezi că Atletico Madrid, după ce a câștigat în Champions League în cursul săptămânii, a fost mai obosită sau este o cădere generală de formă a echipei pregătite de Diego Simeone? Cred că contează și meciul, contează foarte mult meciul disputat miercuri contra lui AC Milan. Cred că s-au resimțit după acest meci cei de la Atletico. Și am înțeles eu, a fost sistemul de joc al lui Atletico, care a jucat un 4-3-3 cu Gabi și Diego ca interi, cu Mario Suarez singur în fața apărării, cu Diego Costa și Adrian fiind extreme și vârf împins David Villa. Nu prea am înțeles bine sistemul și nu știu ce a gândit Diego Simeone pentru a surprinde în meciul ăsta, dar s-a văzut că au fost foarte, foarte obosiți cei de la Atletico. Tu ce crezi, că postul lui Diego Costa poate fi și ăsta de cum a jucat sezonul trecut oarecum pentru Falcao în spatele lui, sau e mai bine să fie un punct fix, reper într-o echipă? Da, eu zic că Diego Costa e un om de execuție și un om de finalizare în primul rând și un jucător care poate să-și facă culoare extraordinare în preajma careului și în careu. Poziția asta nu l-a avantajat. Eu când am văzut inițial așezarea celor de la Atletico, mă așteptam ca Villa să joace cumva în stânga, cum o făcea la Barcelona, dar cum ai spus și tu, a jucat vârf împins și Diego nu prea s-a regăsit în poziția de inter.
ca și Gabi, de altfel, iar Adrian a avut și el o poziție destul de neobișnuită, jucând într-un fel mijlocaș dreapta în unele momente. A încercat Diego Simeone să compenseze cu acești jucători proaspeți, dar parcă n-au fost nici ei foarte, foarte în vână și parcă s-a văzut că nu au valoarea jucătorilor înlocuiți. O altă echipă perdantă în această etapă, cu numărul 25, o candidată la titlu, Barcelona, pierde pe Anoeta și după ce au făcut egal în cupă, jucătorii lui Tata Martino s-au prezentat din nou destul de slab în fața lui Real Sociedad, care a câștigat cu 3 la 1. Spune-ne câteva cuvinte despre acest meci, te rog. Cum ai precizat tu, destul e un cuvânt cam moale, cam ușor pentru modul în care s-a prezentat Barcelona. Au jucat foarte, foarte slab. Nu, și la ei cred că s-a simțit lucrul ăsta, deși antrenorul argentinian a încercat să aducă oameni proaspeți în teren, cum au fost Montoya, Adriano, Bartra, Song, Pedro, au fost destui oameni proaspeți în teren, chiar Neymar, care l-aș nominaliza, a jucat doar 5 minute pe Etihad Stadium contra lui City și s-a prezentat, nu știu, îmi dădea senzațiile uneori, știi, sunt filmele acelea în care vedem câmpul gravitațional și merg oamenii pe lună, parcă practic așa s-a prezentat Neymar, nu, niciun pic de dorință, nu am văzut absolut nimic la el, însă ce aș face eu, i-aș lăuda pe cei de la Sociedad, pentru că s-au prezentat foarte bine și acum nu trebuie să le luăm din merite, pentru că e normal când câștigi un meci nu împotriva Barcelonei, e și Barcelona slabă, dar și tu trebuie să te prezinți bine pentru a reuși să câștigi și asta a făcut Sociedad. Ce aș nominaliza, eu cred că n-am mai văzut un sistem cum au jucat cei de la Sociedad de pe vremea lui Ancelotti de la Milan, un 4-3-1-2 cu doi falși nouă, dacă pot să spun așa, pentru că a jucat Sergio Canales în spatele a două aripi, pentru că nu sunt atacanți, nici Antoine Griezmann, nici Carlos Vela. Mi-a plăcut foarte mult sistemul ăsta, a fost o echipă foarte dinamică a celor de la Sociedad care au reușit să surprindă și cred că cu victoria asta încă rămân în cărți pentru locul 4. Da, așa e. Improvizațiile lui Tata Martino nu prea au fost norocoase, pentru că Montoya, Bartra și mai ales Song au făcut meciuri dezamăgitoare. Și cum l-ai remarcat și tu pe Neymar ca o vedetă negativă acestei partide, se vede că este o diferență între Neymar și Pedro, care au jucat titulari la Sociedad, și Fabregas și Sanchez, care au fost folosiți la Manchester. Alt meci interesant al etapei a fost victoria Valenției de acasă, care este într-o continuă creștere. A câștigat și la Nicosia în Europa League și acum au reușit să bată formația care a pus ceva probleme mai multor echipe și care joacă un fotbal destul de spectaculos. Granada, Paco Alcácer marchează încă o dată. Ce zici despre Valenția și despre șansele ei în acest sezon și cum ți se pare acest super talentat atacant? L-am mai lăudat în ediția trecută pe Alcacer și făceam eu o comparație între Valencia și Lazio, că oarecum sunt echipe de același nivel, iar ceea ce face Lazio e să-l cumpere pe Postiga de la Valencia și nu știu dacă e un lucru prea bun, de fapt împrumut până în vară cu opțiune de a-l transfera, iar Valencia ce face, l-aduce din Italia, de fapt, sigur, aparținând de o echipă din Italia pe Vargas, transfer bun, și îl promovează pe acest Paco Alcácer, care am mai spus, e în aceeași grupă de vârstă cu Jesse Rodriguez de la Real Madrid și cu Gerard Deulofeu, jucătorul Barcelonei împrumutat la Everton, e un atacant, parcă e mai bine să m-au judecat acum, după ce și-au dat seama la 6 luni,
că să înlocuiești pe Soldado un jucător cu experiență cu un alt jucător de experiență, cum a fost Postiga, nu e bine și să e mai bine să aduci un jucător proaspăt. Mai spus și tu, Valencia e în creștere și chiar îmi părea rău când vedeam că erau conduși prin minutul 60 pentru că au primit gol imediat în startul reprizei a doua. Mă bucur că au câștigat în minutul 90 în extremis. Valencia n-are șanse mai mari de un loc 5 maxim. Locul 4 declara și Dani Parejo în marca faptul că e aproape imposibil să termin pe locul 4, dar dacă se va continua așa și în sezonul viitor, Valencia e posibil să redevină echipa care era acum 2-3 sezoane și să se lupte din nou la locul 3, pentru că arată foarte bine. Însă o văd pe Valencia cu mari șanse la Europa League, ca și calificată în optim. O altă echipă cu aspirații europene, Athletic Bilbao, pare cea mai constantă și cea mai consistentă echipă din acest pluton format din Athletic Bilbao, Villarreal, Real Sociedad și Valencia. Au câștigat la Real Betis cu 2-0, una dintre cele mai slabe echipe din acest sezon al campionatului spaniol. Au marcat Muniain și Guillermo. Mie mi se pare echipă foarte bună această echipă, dar vreau să întreb și pe tine. De Bilbao, ce aș putea să spun, că, cum ai spus și tu, e o trupă constantă și pare clar favorită la poziția a patra în momentul ăsta, dar rateul pe care l-au dat etapa trecută cu înfrângerea de acasă împotriva celor de la Real Valladolid a pus un semn de întrebare, sau cel puțin mie mi l-a pus și îi aștept, pentru că acum etapa asta au câștigat la cea mai slabă echipă, la ultima clasată, la Betis Sevilla, care este ca și retrogradată. Alte rezultate ale etapei cu numărul 25 din Spania sunt Valladolid Levante 1-1, Celta Vigo Getafe tot 1-1, Almeria Malaga 0-0, Rayo Vallecano Sevilla 0-1 și Espanyol Villarreal 1-2. Acum vom trece la campionatul Germaniei. În Bundesliga, Bayern își continuă marșul triumfal și a câștigat și această etapă fără drept de apel pe teren celor la Hannover. Hannover, o echipă destul de bunicică din campionatul Germaniei. Thomas Müller a reușit o dublă și au marcat și Thiago Alcântara și Mario Mandzukic. Un meci foarte bun făcut de echipa lui Guardiola și dacă tu crezi că aceasta este una dintre... Dacă această echipa lui Bayern este mai bună, mai constantă ca echipa din sezonul trecut. Da, eu cred că este o echipă mai bună chiar și decât Marea Barcelona. E opinia mea, sunt sigur că pot să fiu contrazis cu multe argumente, dar mie îmi place foarte mult această echipă. O admir în modul cum și-a găsit motivația și iată că la ei nu s-a simțit UEFA Champions League după un meci cu Arsenal. Reușesc să se motiveze, deși echipele de pe locurile 2, 3 și 4 nu câștigă. Iar lucrul ăsta e clar că ei joacă din plăcere, cel puțin în campionat joacă așa, din poanie, cum se spune. Și mereu mă uit, mereu deschis scorul undeva între minutele 25 și 37, ceva de genul ăsta. Sigur, sunt meciuri și când deschid scorul în primele minute, dar ca medie mă uit în minutele 25 și 37, marchează destul de des, semn că mai întâi primele 20 de minute își pasează, își fac jocul de care e nevoie și dacă va veni greșeala, apoi poate să vină greșeala adversarului, pentru că sunt sătui să alerge după minge, dar se poate întâmpla și o greșeală și o acțiune a unui super jucător de la mijloc în sus, cum are Bayern. Un alt meci foarte interesant în această etapă de Bundesliga s-a jucat la Hamburg, unde Borussia a pierdut uluitor, aș spune, cu 0-3. Și la fel de uluitor este și golul marcat de Hakan Calhanoglu în minutul 90 și un gol de la 30 de la mai bine 30 de metri. Dacă despre Borussia Dortmund și despre căderea ei din acest sezon de Bundesliga am mai vorbit, te întreb despre Hamburg, care
a făcut unul dintre puținele meciuri bune din acest sezon, câștigând după 5 înfrângeri la rând și urcând până pe locul 16, care duce la play-off-ul pentru rămânerea în prima ligă germană. Pe a plecat un antrenor care a prins o supernațională a Olandei în 2010, Pen Farmaivac, și s-a făcut de râs la Europeanul din 2012. Și a venit un antrenor care a făcut performanță în campionatul Germaniei, Mirko Slomka, care a făcut performanță cu Hanovra, ducând-o pe acesta până în Europa League. Un antrenor cu care poți să te menții an de an în Bundesliga. Asta s-a întâmplat la Hamburg cu motivație, pentru că e clar că lotul arată de locurile 10 maxim, de locul 10 sau chiar poate 8 cu puțină forță, să zic așa, când ne ferim aici la Rafael van der Vaart, de ce nu la Tugay Alsan, care mie îmi place foarte mult, mai este și la Soga, au jucătorii, dar le lipsea antrenorul, iar acum îl au. Golul e aproape de la jumatea terenului al lui Calcianoglu, cred că e undeva la 45-50 de metri, cam așa. Un alt meci al echipelor care stau în coada celor de la Bayern München s-a jucat la Wolfsburg, unde echipa locală a întâlnit-o pe Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen a dezamăgit în acest mijloc de săptămână de Champions League și încă o dată face un meci foarte slab, foarte slab împotriva unei echipe care tinde să devină o pretendentă serioasă la primele 4, dacă nu chiar 3 locuri sau 2. Ce zici despre Wolfsburg și despre Leverkusen, despre care am mai vorbit în aceste serii de emisiuni? Leverkusen a fost surpriza plăcută a turului din Germania, dar acum se află într-o scădere. Au pierdut 3 meciuri la rând cu Schalke, Paris Saint-Germain și Wolfsburg. Trebuie să se găsească acolo o motivație, în primul rând, pentru că se vede că, de fapt, nu o motivație, greșesc, scuze, trebuie să se găsească o nouă formulă, pentru că au început să fie citiți. Sunt una dintre puținele echipe din Germania care nu sunt spectaculoase prin posesie și iată că probabil jucătorii au obosit să alerge după minge, ca să zic așa, și ei trebuie să se regăsească ca echipă. Wolfsburg, am spus-o după transferul lui De Bruyne, că devine una dintre pretendente la locul 4, poate chiar spuneam eu atunci favorit în fața lui Schalke, deși trupa din Gelsenkirchen și-a revenit și chiar dacă a făcut doar un egal cu Mainz, cred că pare acum favorit în fața lui Wolfsburg. Wolfsburg, o echipă care a marcat destul de repede, minutul 13 prin Dost, apoi Sidney Sam a reușit egalarea, Luis Gustavo, fostul jucător al lui Bayern, a făcut 2-1, iar apoi a venit spectacolul lui Ricardo Rodriguez, care ratează penalti, dar mingea îi revine și face 3-1. Da, și dacă ne uităm peste echipa lui Bayer Leverkusen, echipa aliniată de Sami Hyypiä, remarcăm o singură schimbare față de meciurile Champions League, ceea ce arată subțirimea lotului echipei din Leverkusen. Doar Hegler a intrat în locul lui Son, care nu a făcut un meci foarte bun. Dacă tot ai vorbit despre Schalke, aceștia și-au încetat seria de 4 victorii la rând începută în 2014, acasă cu Mainz. Crezi că sunt puncte mari pierdute sau încă sunt favoriți pentru a obține o poziție de Champions League? Eu cred că sunt favoriți, dar au pierdut punctele astea când nu trebuie, pentru că au fost cu gândul la meciul cu, de fapt încă sunt cu gândul la meciul cu Real Madrid, care se dispută miercuri seara, nu mai facem Champions League, și au părut așa neangrenați 100% în partida asta, iar etapa viitoare întâlnesc Bayern München și mă întâlnesc pe Allianz Arena, deci se iei doar un punct
facem o avancronică, să zic, sau un pronostic, doar un punct în două etape îți cad șansele. Deci sunt puncte importante pierdute cu Mainz acasă. Dar tu crezi că pot să facă mai mult de, adică să scoată măcar un punct pe Allianz Arena? Pentru că dacă scot acolo un punct, probabil vor avea și un super moral. Da, și-au chiar jucat bine în acest sezon și are câțiva jucători de valoare care ar putea să pună probleme, dar, cum ai zis și tu, eu nu cred că pot să scoat punct. Ținând că, de fapt, și că Bayern are meci în acest mijloc de săptămână și probabil își vor avea destul de energie cât să nu aibă emoții, cel puțin pe teren propriu. Bayern este, aș spune, invincibilă. Sper să nu mă hazardez în afirmații, poate mă va contrazice Arsenal peste 2 săptămâni, dar nu cred că se poate pune problema ca Schalke să obțină nici măcar un punct. Da, auzi, e ca un coșmar să întâlnești în 4 zile. Să întâlnești, zic eu, probabil cele mai în formă echipe, nu la momentul ăsta din Europa. În primul rând Bayern München, cum ai spus, și a doua Real Madrid. Cred că sunt cele mai bune echipe și să le întâlnești în 4 zile, după ce tu ai făcut egal cu Mainz, cam greu. Da, așa e. Și în opinia mea sunt principalele două favorite la câștigarea Champions League, dar despre asta vom vorbi în edițiile dedicate special acestei competiții. Alte rezultate în această etapă sunt Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim 2-2, Stuttgart, Hertha Berlin 1-2, în confrângere pentru echipa lui Maxim, Nuremberg, Braunschweig 2-1, un meci, un derby al retrogradării câștigate de gazde, Freiburg, Augsburg 2-4, și Eintracht Frankfurt, Werder Bremen 0-0. Îți mulțumesc, Mihai, pentru prezența în emisiune. Și eu îți mulțumesc. Și pe ascultătorii invit să ne dea like pe Facebook și să alăture grupului nostru Săptămâna de Fotbal, unde puteți întâlni cele mai interesante discuții despre fotbalul din ziua de astăzi.